Șoc și groază, cel de-al doilea episod din acest weekend filmat în casă. Asta nu înseamnă că n-am făcut nimic, doar că n-am filmat nimic în afara casei. De exemplu, astăzi mi-am început ziua încurajând niște copii care au participat la o competiție de mountain bike. Se numește I Will for Moinești Zemeș și la 9 dimineața m-au sunat cei de acolo și eu, la telefon frumos, ziceam oamenilor încurajări, oamenilor copiilor, pentru că erau copii între 10 și 17 ani care au participat la diverse curse de mountain bike. Asta am făcut eu azi dimineață. Pe urmă am mai dormit, am mai ieșit un pic în oraș, mai făcut una alta. M-am uitat la un documentar foarte mișto pe Netflix, este despre Lady Gaga, pe care vi-l recomand ca să o descoperiți așa un pic ca om, nu doar ca ce vedeți la televizor sau prin concerte. Scopul acestui clip este să vă prezint ce evenimente au loc în această toamnă, pentru că mulți dintre voi mi-au zis: bă, pandutule, bravo, mergi la o grămadă de evenimente, foarte mișto ce faci, dar noi aflăm după ce mergi tu la evenimentele alea, că și există. Cum ar fi să ne anunți și dinainte ce urmează? Așa că asta o să fac în acest episod, vă prezint ce urmează, pentru că, na, s-au terminat festivalurile de vară asta, asta însă nu înseamnă că nu mai sunt evenimente și că nu mai sunt concerte. Urmează sezonul indoor. Cu siguranță o să ne fie foarte greu toamna asta să ne împărțim între cluburi, între locații, pentru că vor fi foarte multe evenimente care vor avea loc în același timp, așa că e bine să știm dinainte unde mergem. Așadar, în episodul de astăzi o să încerc să trec în revistă cele mai importante evenimente ce vor avea loc în București, dar și în țară. Weekendul viitor în Cluj-Napoca are loc de la Hoia, cea de-a 21-a ediție, pentru că este cel mai vechi festival din România, care vor cânta Wilkinson, Foreign Beggars, Dub Pistol și mulți alții la sala polivalentă. În același timp, în București avem Folk and Metal Fest în Quantic, ediția numărul 4, iar la Arenele Romane, vineri pe 29 septembrie, vine Goran Bregovic cu Timpuri Noi și Boschito în deschidere, iar a doua zi, Sonor aniversează 3 ani cu Macanache, Subcarpați și Calu. Pe 6 octombrie, Kilafonic își lansează albumul Lamă Crimă la Arenele Romane, iar a doua zi, în Club Control, avem ocazia să-l vedem pe Fink. În același weekend, în Quantic, are loc Q-Fest cu Am fost la munte și mi-a plăcut, Coma, Breedlast și mulți alții, în vreme ce la Cluj, în Parcul Etnografic Romulus Vuia, are loc festivalul Mioritmic. Pe 12 octombrie, Vama lansează albumul Better la sala polivalentă, iar pe 13 și 14 octombrie avem la Arenele Romane Maximum Rock Festival. Pe 16 octombrie, Holograph ne oferă un show unplugged la TNB, în vreme ce pe 17, Vank ne prezintă colecția de toamnă-iarnă în Bereria H. Tot atunci, Sting cântă pentru prima dată în Cluj-Napoca, în sala polivalentă. Irina Rimes își lansează albumul de debut Despre El pe 19 octombrie la Hard Rock Cafe, iar pe 25 octombrie, Tourette Roulette lansează albumul Tits în Expirat. Ne mutăm în noiembrie, acolo unde pe 10, Guess Who lansează albumul Un Anonim Celebru la Arenele Romane, iar pe 11, Between Colors lansează albumul Simulacrum în Quantic. Tot în Quantic, pe 15 noiembrie, ne fac o vizită și cei de la Lacuna Coil alături de Cellar Darling. Iar pe 22 noiembrie, Grammatic vine la Arenele Romane. Ne așteaptă așadar o toamnă plină de evenimente. Eu am inclus doar cele care mi s-au părut mie super interesante sau care mi-au atras atenția. Lista de evenimente este evident mult mai lungă și vă invit pe pagina mahmur.info la secțiunea Events să descoperiți acolo și alte concerte ce vor avea loc toamna asta. Sper să vă fie de folos această listă de evenimente și sper să ne vedem la cât mai multe dintre ele. Dacă mai știți și alte evenimente pe care nu le-am inclus, lăsați-le în comentarii și vedem dacă vă place genul ăsta de clipuri. Dați acolo un like, subscribe, alea, știți voi. Da, acestea zi înfise, ne vedem mâine. Pa! No, bun, deci, Cluj, în parcul Emil, etnografic Romulus Vuia. În vreme ce la Cluj, în